Parlamentul muntenegrean a adoptat o lege controversată cu privire la comunitățile religioase după incidente survenite în stradă, dar și în interiorul sediului legislativului. În timp ce dezbaterea maraton de 8 ore se încheia, deputați de opoziție pro-Serbia au încercat fizic să împiedice votul, atacând deputați majoritari, acaparând microfonul, lansând fum sau gaze lacrimogene. Forțele de securitate au intervenit și au scos din clădire pe toți membrii Frontului Democrat, care se pot confrunta acum cu acuzații de instigare la violență. 14 parlamentari de opoziție pro-sârbi au fost arestați în urma incidentelor și sunt chestionați în sedii ale poliției. În cele din urmă, după aceste incidente și reținerea deputaților din opoziție, majoritatea a adoptat legea cu 45 de voturi pentru.